Acolo, luat-o deasupra unui restaurant. Ne furie în nord. Poc. Mamă, ce arde. Să chine unul, băiat, să stingă cu furtunaș. Apoi ai apă de ploaie. Acum au venit și pompieri după o jumătate de oră. A fost panică pe o plajă arhiplină din Eforie Nord. Două rulote care se aflau deasupra unui restaurant au ars ca o torță. Vedeți imaginile de ultimă oră. Totul s-a întâmplat sub privirile turiștilor. Fumul gros a alertat și turiștii de pe plajele mai îndepărtate. Un angajat al restaurantului a încercat să stingă singur focul pentru că pompierii au ajuns prea târziu. Martorii spun că salvatorii au ajuns după aproximativ 30 de minute de la izbucnirea incendiului.